Salut, vărsători! Voi face citirea pentru luna plină din RAC, o lună plină care se perfectează pe data de 7 ianuarie la 0109 în 16 grade și 22 de minute RAC. Este o lună plină din casa locului de muncă, deci am putea spune că vă luminează locul de muncă, sănătatea, relațiile voastre de la locul de muncă. Să vedem sfatul tarotului ermetic pentru această lună plină. Aveți și horoscopul pentru această lună plină, puteți să-l vizionați. Deci, haideți să vedem sfatul tarotului. Voi ați așteptat să aveți noroc. V-ați dorit norocul. Și am putea spune, stați și așteptați. Vă uitați după acest noroc lung să vină și la voi norocul, să se rotească această roată în avantajul vostru, să primiți și voi cheia puterii. Dar aveți aici o prințesă de spade. Poate să fie orice zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, o femeie tânără, cu zodia, ascendentul sau luna plină în gemeni, în balanță sau în vărsător. Este o femeie care încearcă să vă aducă sau chiar va aduce o inspecție, o verificare, sau voi vreți să aduceți o inspecție, o verificare la cineva și ați tot așteptat norocul vostru să vă vedeți cumva răzbunați sau să o vedeți pe această persoană prinsă cumva în situații dificile. Acest noroc al vostru pe care vi l-ați dorit, am putea spune că este roata norocului, care poate fi crescătoare sau nu. Voi vă doriți să fie crescătoare, dar ea poate că nu este crescătoare. Întotdeauna sfatul acestei arcane când apare, aici este sfatul că nu aveți ce face, sunteți în așteptare, nu depinde de voi. Roata norocului nu depinde de voi, decât dacă știți să vă aduceți acest noroc, adică să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, să vă ascundeți scopurile, dar să fiți fermi și prevăzători, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Atunci veți primi cheia puterii în palma voastră, în final. Dar s-ar părea că pentru voi aspectele sunt de altă natură. Este vorba de această prințesă de spade. Haideți să vedem ce spun runele. Un sfat bun, este un aspect benefic,
un răspuns care poate fi din partea justiției, dar poate să fie întârziat. Călătoria voastră prin viață, neșansa, nerocul și oamenii care sunt implicați în viața voastră. Deci, să începem. Am putea spune că asta reprezintă căruță. Căruța ne gândește la drumul nostru pe care îl aveți, fie că aveți o călătorie de făcut și este o călătorie cu persoane care nu sunt plăcute, nu sunt agreabile și vă tensionează. Poate să fie o vizită la o persoană în vârstă care vă solicită foarte mult, trebuie să vă păstrați simțul umorului în situații dificile. Sau poate să reprezinte călătoria voastră prin viață. Este vorba de locul de muncă, de sănătate, o călătorie care nu e prea ușoară, nu este plăcută, în care nu aveți noroc, uitați-vă, deci roata norocului, ce v-ați dorit și l-ați așteptat să tot vină, și iată că spune că acest noroc nu este de partea voastră. Nu știți să vi-l aduceți, să vi-l apropiați acest noroc. Și oamenii care vă înconjoară, oameni care cunosc dorința voastră să aveți noroc, să vă vedeți un vis împlinit, dar ei se folosesc de această dorință a voastră și vă fac diferite oferte, care de fapt vă aduc pierderi, sau poate să fie o relație care de fapt nu este decât o aventură. Am putea spune că sfatul la această situație ar fi: încercați să refuzați ofertele care nu sunt corecte sau care vin de la persoane nesigure, sau aceste relații sentimentale, când persoana nu vă este sigură situația, atunci este bine să aveți răbdare, să vedeți ceea ce vrea, ce urmărește. Și aici aveți grindina, o situație de întârziere, de blocaj, de fărâmițare a acestor blocaje și înghețarea lor, și un răspuns care întârzie să vină de la justiție. Poate să fie, eu știu, poate că unii aveți o judecată, ceva, și trebuie să primiți un răspuns și acest răspuns parcă întârzie să vină. Este o întârziere legală, ceva care este impus. Și aici aveți un sfat, o persoană care poate fi din familie, fie că vorbim de o soră, o mamă, o bunică, cineva care vă dă un sfat cu gânduri bune, un sfat care să vă ajute, să vă aducă o situație benefică în viață, și de fapt această situație este o îmbunătățire a situației voastre. Am putea spune să apară o schimbare lentă, stabilă și benefică în viața voastră. Veți simți această schimbare atunci când veți avea situații benefice, veți resimți o situație benefică, ceva vi se va întâmpla benefic. Și atunci să vă dați seama că ceva merge spre această schimbare. Cam aceasta este citirea pentru voi. Eu vă doresc un an nou fericit, la mulți ani, sănătate, împliniri, realizări în noul an și vă mulțumesc pentru timpul acordat.